volanul noului Ford P-Max. Surprinzător, pentru prima oară în test drive în România. Suntem norocoși să facem parte din acest grup care testează mașina, primii. Avem un P-Max cu motor de 1.0 EcoBoost, 120 de cai, grad de echipare titanium. Ai cam pe el cam tot ce ți-ai dori. Singura lipsă, GPS-ul nu are deloc și parcarea automată care e pe Focus. Dar, sincer, cred că puteți să vă descurcați foarte ok și fără. Ai senzori de parcare care te vertizează față-spate. Comenzi pe bord pentru castofon, hands-free-ul cu modelul Sync, care se conectează automat la telefon, care știe de voce, știe să telefoneze, să citească mesaje. Computer de bord pentru trip, ca să nu pe autostradă sau la drum lung nu mai ai nevoie să stai cu picior pe accelerat, se accelerează singur, deci e foarte ok. Știi să te accelerezi sau să accelereze din buton, să modifici viteza, să nu ai probleme la radare. Cutia de viteză este pe 5 trepte. Pe autostradă la 120 am căutat treapta 6-a, am fi avut nevoie de treapta 6-a, ar fost mult mai utilă, însă nu e în capăt de țară. Momentan avem cu ea un consum mediu de 7,8%, dar mașina are doar 800 de kilometri. Cam după 5000 de kilometri se mă lasă motorul și consumul scade cam cu 1%. Așa că e un consum destul de bun. Iar noi am testat mașina ceva mai violent, am avut parte de serpentine și am vrut să vedem stabilitatea și sincer vă să vă spunem, foarte, foarte ok, mașina stă lipită și o să am, SP-ul intră exact când ai nevoie, că tot foarte rar îl simți, de obicei simți SP-ul că stai motorul la demaraj. În schimb, pe serpentine, pe curbe, acolo unde ai pus direcția, acolo se duce mașina, fără nicio problemă, fără nicio grijă. Am intrat special într-o curbă mai violent să vedem dacă avem vreo problemă. Nici o mai chestie. S-a dus exact acolo unde am vrut. Și e foarte ok. Iar faza cu ușile din spate, fără stâlp, merge. Bonus, toate scaunele se pot plia și toată mașina devine uniformă. Și locul de încărcare ajunge până la 2,30 m parcă. Vă recomand un test drive, să vă faceți și voi o idee de mașină. Vedeți cum este. Cine știe, poate chiar vă cumpărați.